A început audierea părților în dosarul lui Gheorghe Dincă la tribunalul Olt. Monstrul din Caracal și complicele său, Ștefan Risipițeanu, au fost aduși în această dimineață la instanță pentru a povesti anchetatorilor ce s-a întâmplat cu cele două fete dispărute în 2019. La tribunal au fost citate și rudele tinerelor, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, pentru audieri. Singura care nu a fost lăsată în sala de judecată a fost bunica Luizei, care a rămas în lacrimi la ușă. Nu mă primesc în sală, ca mamaie care am crescut-o, nu vrea să mă mai primească. La Craiova m-a primit și aici m-a dat afară. Nu e lege și nu e dreptate. De ce nu spune de Luiza nimic ce-a făcut cu ea? Primul audiat a fost Ștefan Risipițeanu, după ce Gheorghe Dincă a refuzat să dea declarație. La prânz, procesul a fost suspendat o jumătate de oră pentru o pauză, după care a continuat audierea părților, respectiv a părinților Alexandrei Măceșanu și a mamei și bunicului Luizei Melencu. Familiile cer să se facă dreptate și să afle ce s-a întâmplat cu cele două tinere pentru a căror moarte Gheorghe Dincă este acuzat. Procurorii îl acuză că le-a violat pe fete, le-a ucis și le-a ars apoi trupurile. Dacă la început Dincă și-a recunoscut faptele, ulterior și-a schimbat declarațiile.